Târgul de la Pui, ce a avut loc ieri de 1 mai, a reunit mii de hunedoreni, dar și oameni veniți din alte județe, comercianți, producători locali și meșteri populari. Alături de oameni a fost și George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor, care a făcut o baie de mulțime, fiind apreciat de către cei prezenți. Mă bucur să fiu în rândul hunedorenilor, mă bucur să văd atâta lume și mă bucur că e soare și frumos, asta ne dorim pentru țara noastră. Destul ne-au înrobit, destul ne-au învrăjbit, e timpul să punem bâta pe ei și o să o punem. Veți mai veni în județul Hunedoara până 9 iunie? De fiecare dată când am ocazia, am aici o echipă de oameni care 4 ani de zile au luptat pentru aur și acum eu sunt lângă ei. Doamne ajută! Ne bucurăm de prezența președintelui George Simion în județul nostru. El a fost alături și este mereu alături de hunedoreni și această baie de mulțime a arătat că cam toți hunedorenii iubesc aur, iubesc oamenii care sunt parte din acest proiect și toți ne-au rugat să facem ceva pentru ei, pentru micile lor afaceri care le au, pentru acest târg care de aproape 2 ani de zile țăranii nu mai pot să-și vândă animalele. Sunt niște interese, vom rândui cumva lucrurile și vom veni în sprijinul tuturor oamenilor care au probleme din ce în ce mai complicate în a-și câștiga existența. În general, târgul de la Pui este, cum să spun, chitezența acestei zone. Se întâlnesc cu oamenii din toată zona de țării Hațegului și nu numai. Vin aici unii să-și vândă produsele, alții să schimbe impresii, alții să vadă noile tendințe agricole din județul Hunedoara și nu numai. E o manifestare de amploare, este unul dintre târgurile cele mai bine organizate și trebuie să-i felicităm pe organizatori și pe cei care și-au dorit și își doresc să mențină tradiția la Pui. Cu ce gânduri ați venit astăzi aici la Pui? Atât astăzi, cât și în celelalte dăți când am fost în rândul oamenilor, le-am propus o schimbare. Noi propunem o schimbare de aur. Sper ca oamenii să înțeleagă că după atâta timp ar fi cazul să încercăm și altceva. Noi avem o variantă, o propunem tuturor, de ei depinde dacă își doresc să facă cu adevărat o schimbare. Ceea ce noi facem și susținem producătorii locali și tot ceea ce înseamnă producție românească, cred că e un lucru atât de important ca oamenii să înțeleagă că suntem alături de ei.